Dumnezeu și asta este mare dar pentru noi, cum spun și canoanele, numai în caz de primești botezul, această sfântă taină prin care omul intră în cunoștința și în viețuirea cea duhovnicească, să facă numai în biserică. În caz de primejduire sau înaltipăți, atunci chiar nu am pălână flagelor să facă zice în altceva. Dar în biserică e locașul. Biserica, să știți, nu este numai un așezământ și atât, este Sfinți și alături Dumnezeu și toate puterile cerești sunt de față. Întotdeauna m-a mișcat faptul că la orice sfântă taină, iar botezul este prima și una din cele 7 sfinte taine ale bisericii noastre ortodoxe, care se distinge din toate celelalte biserici, și asta este un criteriu care ne definește și trebuie să fim atenți la ce ne definește ca ortodoxi. Nu există înger absent la o sfântă taină. Toți sunt prezenți. Sfântă taină. Așa și noi am început cu invocarea aceasta. Taina botezului. Noi nu facem acum o catecheză lui. Dar este atât de importantă pentru că, uitam, zice, până în momentul botezului, cerurile sunt închise noului născut. Ce cu cer? Acea împărăția celor, care este închisă tuturor celor care, iată, nu-s născuți prin apă și prin Duh. Foarte interesant și fricoșător cuvânt. Căci înaintea ochilor lui Dumnezeu, multe trupuri, zice, sunt moarte și suflete vii, și mulți morți, zice, sunt vii și sufletele, zice, sunt moarte. După spus a Domnului, lasă morți să-și îngroape morților. Cuvintele acestea trebuie să străpungă la inimă omului. Simțămintele duhovnicești, cunoașterea duhovnicească, darul Duhului Sfânt, care de fapt este harul și adevărul care Hristos însuși, Fiul Dumnezeu întruparea a dus în lume, pentru noi sunt simțăminte, puteri în credințare. E o credințare din cunoaștere și din simțire. Spune Sfântul Isaac Sirul. Ceea ce cunoaște din făptuire puterea darului Duhului Sfânt, atunci nu va mai greși cu ușurință și nici mai va căuta spre cele trecătoare ale veacului. De aceasta ne bucurăm că în bisericile aceasta nu e un lucru simplu. Mă uitam tot așa, cum spunea Sfântul Stăniloae. Deci, mișcarea ale sufletului, mișcarea după minte, mișcarea după rațiune, zice, și mișcarea după simțuri. Mintea să învârte, zice, în tronul stabilii dumnezești. Dar nu pricepe cum ea primește această cunoaștere. Este un stadiu nou. Rațiunea, zice, este dată omului. Între minte și rațiune este o diferență. Mintea e tronul Dumnezeu un om, este partea superioară a sufletului. Rațiunea este capacitatea omului cu care el poate să înțeleagă în mod științific, adică rațional, sensul lucrurilor din mediul înconjurător. Noi putem să ne gândim la Dumnezeu prin făpturile și creaturile sale. Mare Dumnezeu, puternic Dumnezeu, nemărginit este Dumnezeu. Cu rațiune analizăm, cum spune și Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Prima cugetare la Dumnezeu și prima meditație este contemplarea naturii. Mintea este partea superioară care îi dă Dumnezeu de a contempla lumină. Iar simțurile sunt cele care participă, așa este omul alcătuit, să-l conducă, zice, spre cele ale firii. Că omul crede Dumnezeu pentru Dumnezeu. Și simțurile acestea participă ca omul să-l conducă la cele înalte. În Rai, Adam avea un simțământ adânc al dependenței de Dumnezeu. Că toate erau create nu de el. Și avea sensul acesta și era un simțământ adânc al dependenței de Dumnezeu. Care se stinge în lume pe măsura ce omul se depărtează de plinirea poruncilor lui. Așezarea făpturii, restaurarea omului prin darul Sfântului Botez, cauzarea jertfii și răscumpărării și învierii și cuvântul Duhului Sfânt, prin temerii Bisericii de Domnul nostru Iisus Hristos, înseamnă că, iată, omul poate primi în trupul și sufletul lui, el are două alcătuiri, trup și suflet, această naștere din nou pentru împărăția cerurilor, care a fost închis odată cu alungarea din iad și nu este mult peste el. Mântuitorul ne-a răscumpărat. Dar deschiderea împărăției celor, iată, cum ne facem părtași dumnezeiești slave? Cum ne facem părtași acestor? Prin ce se distingeau creștinii? Iată, prin harul și adevărul care nu se împrumută, nu se fură, nu se poate colporta. Se dobândește prin împlinirea poruncilor. Și asta este foarte important, că aceste taine mari, în la Sfinții Părinți. Odată prin deci, această întreită afundare, că mulți, și toată învățătura bisericii, că la început au fost multe discuții pe tema aceasta a Sfântului Botezului, trebuie întreită să fie afundarea, care semnifică numai Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și numele Sfintei Troiții. Și de fapt este, deci, cum am spus rugăciunii, îl îngropăm cu Hristos și înviem cu Hristos. Nu-i numai simbolic. Este un har care se pogoară în urma rugăciunilor. Preoțul în apa sfințită mai dinainte, în Biserica lui Dumnezeu, ca urmare, iată, a celor prin credința acestea, în venirii Duhului Sfânt. Am spus asta fiindcă a trăită afundare înseamnă cele trei zile în care a fost Hristos, iată, în pământ, ca și a ridicarea din noi, și venirea cu lumină și într-o viață veșnică. Este foarte important, că ne deosebim de alții și veți întâlni fel de fel de situații. Să țin aceste rânduieli și moliți toate că s-au citit mai dinainte. Ceea ce este iar semnificativ, deodată cum deci trupul cunoaște tămăduirea, nu s-a șters, nu s-a desfințat păcatul strămoșesc prin botez în trup, ci s-a tămăduit. Ne vorbim în biserică de tămăduirea patimilor, nu desfințarea lor, că de câte ori o să le levește, le ia scot capul.
Bă, episcopul cu tare a căzut. Bă, și preotul cu tare a picat. Bă, și monahul a pățat de pustie. Deci, pentru că nu există popas, răgaz, respirație, viață duhovnicească. Tot Sfântul Isaxiu zice. Că cel ce în urcușul duhovnicesc gândește ca să oprească puțin pentru a se odihni, el de fapt va coborâ. Nu este decât ori urcuș, ori coborâre. Adică iai, rai și iad. Mintea cel ce nu stăruie în adevărul Dumnezeu, negreșit va cădea în cele potrivnice voie Dumnezeu. Deci e o stăruință. De aceea omul să silească, continuu să vină cu mintea la Dumnezeu. Și de asta am vrut să vă spun. Trupul cunoaște o tămăduire. Poate lucra acum spre Dumnezeu, deși păcatul strămoșesc, cunoaște tămăduire în trupul lui. Nu desfințare, care urmare că revenim cu ușurință, iar la, dacă ne lenevim, la cele poftele ale trupului și ale păcatul strămoșesc. Sufletul cunoaște și el o mare binecuvântare. Spune că sunt 7 lumini, 7 înțelepciuni care le primește prin mirungeri. Îți darul Duhului Sfânt. Noi nu cunoaștem aceste prefaceri, dar le să petrec exact cum vedem plantea, că ea crește și are, ne-ați văzut, atâtea care substanță, sevă, tot. Așa e și cu taina la botez. Este darul Dumnezeu. În scurt, noi prețuim foarte mult viața ca darul Dumnezeu. Noi înțelegem viața cea nouă în Hristos, înspre sensul superior, deci în lumina veșniciei. Că dacă nu luăm viața omului în lumina veșniciei, ce vă stă lucrurile azi, miercuri sau vineri? Și care e chestia? Dacă o singură viață avem. În lumina veșniciei, vineri, băi, e post, băi, sfântă sărbătoare azi, băi, e liturghie, băi, în lumina veșniciei, care ține de veșnic adevăr, noi ne organizăm și ne gândim viața. Și noi înșine suntem darul Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat lumea dintr-o obligație, dintr-o scârbă, nevoie sau vreo constrângere, dintr-o mare iubire și o mare înțelepciune. Ca răspuns al nostru la această iubire dumnezeiască. Și având viața ca dar al lui Dumnezeu, noi purcedim în Biserica Slavii sale, unde cerim binecuvântarea Harului și a înțelepciunii, ca pruncul acesta să nu mai fie al trupului și al poftelor și să fieze acum în Duhul, o viață duhovnicească. În acele simțăminte și acea lumină în care, iată, să fii părtași veșnicii împărății. Ei s-au deschis prin botez posibilitățile, iată, intră în împărăția cerurilor. Trebuie să silească părinții și aici cu asta și închei. Trebuie mai mare seriozitate. Mai ziceți. Maturitate și interes la părinții care se căsătoresc la cuplu. Să cunoască norme de viețuire trupească, conjugală. De la norme de igienă până la tot ce înseamnă cu mama, vorbind trupește, transmite pruncului toată starea ei sufletească și emoțională și sanguină. Genetica este de luată în seamă. Nu te tragi din oricine. De aceea nu este mai atenți când e vorba de țigani, nu suntem rasiști. Consanguinizarea care are loc la ei deosebi, este un pericol, de aia nu ne încurcișem cu oricine. Din neamul Avram, sunt Matatia, din Sud, și ați văzut genealogia. E foarte important. La fel și tatăl, în momentul zămistirii, tainele acestea, trupește vorbind, au importanța lor, nu zămistit pe plajă, nu zămistit în cort, în lef, la bucătărie, sau nu mai știu de. Nu, domne, contează foarte mult pregătirea pentru concepe. Și altfelalte. Iar problema sufletească este mai mult de multe, mai mult în cap. De când și-au propus ca să aibă un copil în organismul mamei se produc transformări. Și la nivel trupesc și la nivel sufletesc. Cu atât mai multe, citește o dată ce se va spun post, pregătiți-vă și naște. Și aveți un copil, ca să fie rod al rugăciunii. Și la o dată ce se va zămisi și la o dată în pântice, ca dar al vieții, câte mame nu vor să aibă copii? Și nu au. Noi știm asta. Și te uiți ca preot și aici darul, e taina lui Dumnezeu și poate vom vedea ce. Și dacă ți-a dat această viață, cu tremură-te și bucură-te și mulțumește Dumnezeu și primește-o ca dar, într-adevăr. O dai, particip la dăruitor cu recunoștința ta, îl va umple de har. Că Dumnezeu zice mai tare să slăvești pe cei și mai tare îl provoști pe Dumnezeu cu recunoștința ta. Și invers, că de care lipsind de recunoștință, Dumnezeu zice mai întâi și intensifică iubirea față de el. Ca covârșindu-l cu dragoste, lui să-l întoarcă cu fața către el. Și dacă nu te aceasta ascultă, nu vei veni cu pedepse. Tot din iubirii de oameni. Ca nu cumva pierzându-și pentru o vreme, zice, asta zice, pentru plăcere de o vreme, așa, să-și pierdă și veșnicia. Atunci de-aia e important. Toate Dumnezeu le face numai spre folosul nostru. Pogorâmântul Bisericii este uluitor. Când mă întrebați la cu cardurile, că știți, că nu știu ce. Doamne, uitați-vă că orice păcate ar trăi femeia, când e să nască, dacă cere părinte, e din flori. Dar nu mă lăsați de spovedi. O spovedește și o împărtășește. Când cere ea, că cu silea nu se face. Biserica face acest lucru. Cel mai mare, la noi, cel mai mare canon este oprirea de la Sfintele Taine. Și nu poți face pe jur. Când oprești preotul la împărtășania, pune ceva grav. Nu sunt multe păcate, te zleagă, te pocăște, că nu. Dacă te-a oprit de la Sfântul Taine, înseamnă că te-a luat la viața veșnică. Vrea să Dumnezeu. Închipuiți-vă cu cât este biserica de a-și opri la Sfântul Taine, poate mai mult. Cât de păcătoasă ar fi dacă femeia când e să nască, să spovedește și ea, preotul în pogorâmântul bisericii și o împărțește. De ce? Că ea suferă cu dureri mari. Ea poate să moară.
Dacă moare martirii socotită, părintele știa asta și noi toți dacă mă știm. Dacă biserica zice, iată, că puteți, lasă-mă, că fiți milă de tine, cum să te lasă, lasă mai alți copii. Așa și cu cardul, adică cum să nu sufără o boală? Cum să nu pun? Dar și înainte problema, dar boala la corab, sunt mulțumite, dacă femeia, și biserica nu suntem ucigători de oameni. Arată dacă rabzi suferința, dacă ți-asumi suferința pentru ca să dai viață pentru viață, martirii ești, asemenea cu Hristos care și-a pus viața pentru viață. Să avem și această logică minimală pentru celălalt. Nu suntem omorători, Doamne, avem un pocurământ. Ați venit și o atitudine. Asta e domnit. Nu sufăr și o boală. Nu sufăr nimic. Parcă un ufri părăsea postiul să vină să facă operații de rinichi. Parcă Sfânta Maria Magdalena pleca, sau Maria Gicteanca a plecat să-și pună datura. Parcă tot, domnule, una, două medicul. Hai să fim uneacă. Ne-a mai rămas doar această minimă probă. Să răbdăm și noi părăsim. Măcar atât. Nu front, nu mărășești, mărăști voi tu, cum vorbeam cu cineva. Nu nemții, nu una, nu alta, bă, dar măcar atât, măi. Rabdește puțin o boală. Nu poți, nu nimic, suntem aceia. Dar fă măcar un pas, măi. Ne compromit și caută să ne constrângă exact unde trebuie să ne dea o mână de ajutor. Este un punct greu pentru români și pentru preoți, că avem milă față de oameni, nu suntem, și nu suntem mai puțin, din ce în ce mai puțin înțeleși. Că capacitatea noastră de jertfă și de dăruire, iubirea de Hristos te face să pășești peste acestea. Dar într-o civilizație comodă și cu confort, de la o vorbă, aș bot, mutră, pleacă soțul, pleacă soțul, să aduci tu. Ce să faci cu oamenii aceștia? Ce să mai le zici? Cui să-i spui? Unde sunt bătrânii înțeleși? Unde sunt eroi, neam, martiri, un neam de vitej? Așa, deci este o șansă pentru noi, și să știți că în toată literatura patristică, spune, pentru cel bolnav nu există canon, sărac din boala fără cărteală și toți sfinții, uitați-vă și câți au fost și au fost făcut. E lucru demn, adică până aceasta, adică să avem puțină credință și toată nădejdea, cum în boală și până nădejdea numai în Dumnezeu. Cât de mare, ministru, orice când vezi gălbejit, Doamne, scapă-mă, boala te smerește, te arată ce ești, cu cât e mai gravă te vezi, Doamne, Doamne, ce-i omul? Deci Dumnezeu în pedagogia lui îndrăgui boală. Iar Sfântul Ambrozie al Medioranului spune boala chiar și pentru cei păgâni este spre mântuire. Pentru că la duce vreun nevrând firea aceasta, o să vești. Sunt, am zis că și închei. De aceea rău, mai multă maturitate. Când ne însoțim unul copil, când concepim un copil, după ce s-a născut copilul, în camera aceea, nu pune mai orice. Nu mobila cu toate ei, lasă o cameră simplă, se scutește din imaginea acelea. Mama se când e zămestită și contează mult curăția în timpul sarcinii. Asta le spun. Citește rugăciunea acolo, citește și tu. Cleopa, de la Silvestria, părintele nostru, m-am zis, flăcău care ia fecioară curată și nu s-a atins de dânsa și după tana, a putut să-l pătană cu nei, să slobode pentru preonare, acela va fi un copil plin de darul Duhului Sfânt. Iar de părinții nu se vor leneviți și acela va fi un om și de mare dar duhovnicești purtător. Iată, măi, ne dă Dumnezeu posibilitatea. Fă și tu lucrul ăsta, măi. Nu este ușor. Noi preoții și totdeauna ne uităm, totdeauna și avem simțământul că e mai mare ucenicul decât noi. E mai curat fărbul că îl botezăm. Avem noi nevoie, este o rugăciune aici, care am făcut-o acum. Doamne, nu cumva pentru păcat, nimeni să oprești harul scoboară peste prunc. Vedeți că-s multe pricini? Dacă și preotul poate să avem o piedică. Da, părintele, da, mama, nu oriunde. Și nașii la fel. Nașii nu înseamnă niște condamnați. Da, nu, ci este un respect, un acoperământ, o bucurie, mă. Nu prea din partea fricoasă lucrurile, ci din potrivă. Să pășiți crezători înainte. Copiii voștri să vadă la rândul părinților că tata făcea botezul și cu noi. Dar mai mult ca orice. Un duh, o seriozitate, măi, mâine sărbătoare, din la biserică, ai camera copilului, gata, mâine spărbim, nașurile și noi, să rămână, știam, mi-aduc amintele de la mititel, cât era, cât e grijă, avea mama și tot. Dacă în a doua zi era sărbătoare, să-mi aduc aminte. Tata zicea, iartă-mă nevastă, că am greșit. Mama venea să-l dăși mâna lui tata și la copii, tata cătărea și tata nu stăteam în fața lui, nu mișcam. Iar te mătași copiii, zicea, tată, iertați-mă copii. Și noi la fel, și ne dădea lacrimi, pășteam pe tata, că nu trebuia o mască cu noi. Dar în momentele acelea își cerea iertare și ceva așa un fior trecea cu noi. Astea sunt moșteniri care sunt mai valoroase decât alte cărți și bani și orice altceva. Fiorul acela, privirea aceea, gândul acela, botezul acela. Nu erau dintre oameni din biserică. Dar mi-aduc aminte cum stăte oamenii aceia. Mi-aduc aminte când se ridica la Evanghelie în picioare, mi-aduc aminte cum s-a citit, mi-aduc aminte când am iubit, mi-aduc aminte efectiv și parcă și sfinții erau mai cali și din curând și era cald în biserică. Uitați în toate, nici pruncul mai gângurea. Deci, domnule, dacă te deschizi cu inima la Dumnezeu și Dumnezeu coboară. Rațiunea învărtoșează, alungă harul. Inima îl cheamă. Să fim oameni cu inimă bună către toți și către alții. Ne iertați, mă lăsați, până când nu știm să vorbim, ne lăsăm cu Domnul. Mulțumesc, părinte, și să rămână pentru asta și fratele, pentru slujitor. Și să ne ierte, pentru nepricepere noastră, este apropiat, dar să știți, un călugăr greu a stat o nevoie comună de a fi împreună cu nevoile acestui popor, care din ce în ce mai mult se uită către biserică, că părintele ce și mai așa. Avem nevoie de rugăciunile voastre? Suntem în prima linie preoți. Diavolul dă noi, nu vă dați seama. Nu putem să le spunem toate când ne simitim.
Dar ne folosim de o privire blândă, de cuvânt cald, aveți răbdare cu noi, ca să vă... și având răbdare cu preotul și platul de preot să aveți. Amin. Să rămână, Părinte.